Tot astăzi se lansează o carte care se cheamă Izvorul 150 de ani de învățământ în comună și este scrisă, editată de un grup de cadre didactice, de oameni din sat, de preoți, învățători vechi, noi și așa mai departe. Deci se lansează și o carte despre acest eveniment. Personalități de marcă, profesori universitari, dar și simpli locuitori ai comunei s-au adunat ieri la Căminul Cultural din Bilca pentru a asista la lansarea unei cărți care cuprinde întreaga istorie a învățământului bilcan. Toți cei care au luat cuvântul în prezentarea acestei cărți și-au început studiile în școala din comună, iar emoțiile i-au copleșit în momentul în care au rememorat momentele de început ale vieții lor în materie de învățământ. Despre Traian Brăilean deja cunoașteți probabil multe lucruri, atât biografice cât și ideatice, care țin de opera sa. De altminteri, e distinsul profesor Luca Bejenaru, în cartea pe care o veți primi, a insistat pe aspectul literar al operei sale, iar Mircea Irimescu face o prezentare a familiei al cărui strălucit reprezentant este domnia sa. Avem de-a face cu un erudit. Avem de-a face cu unul dintre primii trei sociologi ai noștri. Fondator de școală sociologică la Cernăuți, în dialog și în același timp cu Dimitrie Gusti la București sau cu profesorul Petre Andrei de la Iași. Volumul lansat se numește Izvor, 150 de ani de școală la Bilca, este scris de 12 autori și întregește istoria școlii din comună. Realizarea acestei cărți a fost coordonată de Mircea Irimescu.